Comanda poliției Olt a fost preluată de comisarul șef Vasile Armașu, care conducea direcția de ordine publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Șeful IPJ Olt, Cristi Voiculescu, și cei doi adjuncți, Ionut Sârbu și Nicolae Alexe, au fost demiși, la fel și șeful și adjunctul poliției Caracal. Știți foarte bine că m-am fost aici de câteva zeci de ore bune și am luat niște măsuri pe care vreau neapărat să vi le transmit și dumneavoastră și opiniei publice. În urma evenimentelor care s-au întâmplat aici, în județul Olt, încetarea împuternicirii inspectorului șef al IPJ Olt, precum și al celor doi ajunți, schimbarea din funcția șefului poliției municipiului Caracal, precum și ajuntul acestuia. De asemenea, am dispus măsuri urgente pentru evaluarea eficienței actului managerial la toate subunitățile din cadrul IPJ Olt. Ministrul Moga a anunțat că zilele următoare va veni cu propunerile pentru funcțiile de prefect și subprefect al județului, după ce Silviu Neacșu și Radu Ioniță au fost și ei eliberați din funcții. Din dispoziția doamnei prim-ministru, și prefectul și subprefectul au fost eliberați din funcții. Voi propune în ședința de guvern de miercuri alte nume pentru înlocuirea și prefectului și subprefectului județului Olt. De asemenea, la propunerea Poliției Române, îl împuternicesc pe domnul comisar șef de poliție Vasile Armașu, care este în dreapta mea, care este actualul director al Direcției de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Domnul Vasile Armașu va fi împuternicit ca să gestioneze treburile din județul Olt. Ministrul de Interne a precizat că va rămâne în județul Olt până la finalizarea anchetei. Astăzi, Ministerul de Interne a anunțat că și polițistul care a vorbit cu Alexandra la 112 este anchetat. S-a constatat că polițistul a avut o atitudine refractară față de aceasta, fără a da dovadă de solicitudine și neimplicându-se în obținerea de date care să conducă la identificarea locației unde se afla persoana apelantă, respectiv să o consilieze pe aceasta, ori să-i ofere sfaturi cu privire la comportamentul ei până la sosirea echipajelor de poliție. Se arată în raportul intern al Ministrului de Interne consultat de G4media.ro. Ministrul Afacerilor Interne a informat parchetul de pe lângă judecătoria Caracal pentru a analiza și dispune cu privire la situația de fapt reținută în sarcina agentului șef principal Florescu Vasilică Viorel din cadrul IPJ Olt, care a preluat apelul de la 112.